Eu primul moment așa crunt l-am avut în anul 2013, la finalul anului, când s-a schimbat, mă rog, proprietarul curții, acolo sunt mai multe clădiri în aceeași curte, unde funcționăm noi, și s-a dublat chiria, brusc. Și în disperare, am zis, hai bine, să încercăm să găsim repede bani, să putem merge mai departe, că nu eram doar eu, mă mutam dintr-o garsonieră în alta. Trebuia să am niște spectacole. Și am mers la primăria sectorului 2. Am căzut în cap când eram mic. Și acolo, cu greu, cu telefoane, cu mama, cu bunica, am reușit, în sfârșit, să ne primească doamna responsabilă de partea de cultură la primăria sectorului 2, într-o dimineață, la ora 9. Am ajuns acolo cu colega mea, Delia, și ne-a primit o domnișoară de la recepție de acolo, de la primărie, chiar la piața Obor, și ne-a spus, zice, da, cât eram în lift, zice, știți, noi avem un animal mai periculos în birou și să aveți grijă să nu îl mângâiați, să nu... Doamne, stau cu pitbull în birou. Am intrat într-o piesă de teatru deja. Cum? Intrai într-o piesă de teatru deja. Film, suprarealist deja. Când am ajuns la etajul 3, avea domnul primar birou, o pasare frumoasă, mă rog, un hol din ăsta pe 3 etaje cu plante exotice și perfect în decor acolo, un papagal. Un papagal alb din acela mare, da, un coco. Care stătea, era un geam din termopan, așa, o ușă fixă și ușa cu care se deschidea și coco care era acolo. Și doamna, când am intrat în birou, repede s-a pus în colț acolo și mergeți repede la masă din colț. Ne-am pus frumos la masă și coco, clan, pe parchet. Eu stăteam aici, cum stăteam George, stătea Delia, domnișoara care mi-a dus s-a pus în fața mea și coco, clan, s-a pus pe scaunul din capul mesei. Și se uită așa, când la unul, când la altul, apare doamna de la cultură, un coc așa, în anii 80, și, de fapt, un coc permanent, am greșit, nu, deci genul de cască, așa. S-a pus la masă, bună, uite, Coco, ei sunt de la teatru de artă, ei sunt, uite, el este Coco, vă jur, Coco decide să se lase de aici, după ați pe costurița asta. Deci e pe bune, e de film. Și până la urmă, Coco coboară pe masă și o ciupește pe Delia pe tricou. Și zice, nu, vă pupă. Eu în timpul ăsta, știți, cu toată dreapta, am făcut, am trăiesc, n-am avut niciodată susținere și am reușit. Uitați, am făcut asta, am scos atâta premieră, am fost în nu știu ce deplasări, am avut nu știu ce participări în festival. Iar când se uita pe geam, când la Coco. Mângâi pe Coco. Eu, în timpul explicațiilor, eram oprit sistematic de doamna cu coc, adică cu casca în cap, și să-mi spună câte ceva despre Coco. Și zice, vai, dar ce suflet bun aveți, să știți că ciubește foarte rău, mă mir că v-a lăsat să... Până la urmă, Coco vine în fața mea și, ca să scurtez discuția, simțeam că pericolul e din ce în ce mai aproape. Mă lăsam din ce în ce mai pe spate, mi-am luat mâinile de pe masă. Mă gândeam la ultimul spectacol refuzat. Și exact. Și mă gândeam, zic, de ce dracu sunt aici, astăzi, acum? Și simțeam că oricând se poate întâmpla. E prima oară Coco a ratat, a doua oară a rămas efectiv agățată în mâna mea. Și, instinctual, cu toată dragostea pentru Coco, puteam să... Nu, am preferat în speranța financiară să-l împing ușor pe masă. A sărit doamna, cocoață, de acolo, repede, coco, stau pene și mi-am ieșit din birou. Știți, ați venit degeaba la primăria de sector după 20 de minute de vorbit. Ați venit degeaba pentru că noi toți banii de pe cultură îi trimitem la primăria generală și acolo trebuie să mergeți să vorbiți de... Dar noi acum e campanie electorală și o să încercăm prin sponsorii pe care avem să vă ajutăm să... Da, n-am mai răspuns doamna la